Adi, bun venit la Rapid. Felicitări pentru această nouă postură a ta. Cum te simți în momentul ăsta? Bine, în primul rând, bine. Este un club de tradiție, un club important al României. Mă bucur să fiu aici și în același timp concentrat să facem treabă bună și să reușim să avem rezultate și mai bune de acum încolo. Nu te intersecta foarte mult cu Rapid, doar din postura de adversar, dar spune-mi ce înseamnă pentru tine Rapid. Să spun ce înseamnă pentru mine, nu prea aș putea. Să spun ce înseamnă din ceea ce am văzut și ca adversar și acest spirit, să spun, unic al Rapidului, pe care l-au construit de-a lungul câțiva ani, împreună cu niște suporteri care transmit acea pasiune pentru Rapid și o vedem de fiecare dată, am văzut-o în tribune. A fost alături și de noi, bineînțeles, atunci când jucam pentru echipa națională și jucam în Giulești. O mare responsabilitate, pentru tocmai știu că rezultatele din trecut te obligă și istoria acestui club te obligă să ai o mare responsabilitate și bineînțeles să lucrezi, să fii concentrat și să dai 100% pentru acest club. Bănuiesc că ai urmărit jocurile Rapidului în acest sezon. Cum ți s-a părut per total jocul, echipa? La început, joc extraordinar cu o echipă foarte puternică. Bineînțeles că după aceea a urmat și acel recul, un lucru care se poate, bineînțeles, remedia. Ceea ce este important e că eu am mare încredere, de-aia am și acceptat să vin, am mare încredere în băieți, în echipă, că putem pentru anul acesta scoate un rezultat bun pentru club. Pentru că după aia de la anul, atunci când este și centenarul acestui club, bineînțeles să încercăm să ne întrecem pe noi înșine. Cât de mulțumit ești de jucători din actualul lot? Nu, n-aș putea spune că sunt mulțumit sau nemulțumit, pentru că în prima zi eu mă abțin să dau verdicte, mai ales că înaintea mea a fost un antrenor care, mai ales la început, a avut rezultate cu măsură și merită felicitat pentru tot ce a făcut. Un antrenor a cărui pasiune pentru Rapid se știe, născut și crescut cu spiritul Rapidului, deci merită felicitat și apreciat. Iar să discut despre ceea ce a făcut el nu mi se pare normal. Ceea ce îmi doresc este să intru cât mai repede la antrenamente, să cunosc băieții, pentru că timpul este scurt până la primul meci. Și bineînțeles să pregătim meciul și să fim gata de victorie sâmbătă. Cât de important e să ai în vestiar niște jucători cu multă personalitate, așa cum este la Rapid? Și cât de greu este să gestionezi un astfel de vestiar? În primul rând, sunt bucuros că am astfel de jucători, mai ales că, să spunem, atât Cristi Săpunaru cât și Grigore sunt jucători cu care am jucat împreună la echipa națională. Mă bucur să am alături de mine și sper să împreună cu ei să reușim să redresăm Rapidul și să avem mari satisfacții pe viitor. Ce obiectiv personal ai pentru acest final de sezon, pentru play-out? Sincer, nu dau un obiectiv, ca așa să spun, obiectivele mele de la meci la meci, pas cu pas. Vreau să câștig fiecare meci, bineînțeles, pentru că așa abordez, asta e abordarea noastră, la câștig în fiecare meci, nu pentru că suntem în play-off, și dacă eram în play-off, la fel mergeam. Asta este mentalitatea mea și asta vreau să le transmit și băieților, că indiferent de adversar, mergem la câștig, să câștigăm. Bineînțeles că ocuparea unui loc cât mai sus ar fi extraordinar, dar, cum am spus, pas cu pas, vedem și să abordăm fiecare meci de acum încolo cu acea răutate pozitivă și cu acea dorință de victorie. Avem 10 meciuri fără victorie. Bănuiesc că moralul băieților nu este foarte ridicat. Ne așteaptă un meci cu ultima clasată. Cum vezi această partidă din punct de vedere al mentalului? Și este un meci greu, pentru că noi venim după
10 meciuri fără victorie. Moralul băieților nu este cel mai bun, ca să spun așa. Trebuie să lucrăm mult la acest aspect. Bineînțeles, trebuie să și încerc ca să le transmit și să le pună și în practică, să spun, câteva idei ale mele pentru următorul meci. Este greu pentru că e o echipă care nu are nimic de pierdut, practic. Au numai de câștigat, iar noi avem totul de pierdut. Deci trebuie să fim foarte atenți. Trebuie în primul rând să ne gândim la noi și cum, la atitudinea pe care o să o avem, la acea dorință de care vorbeam de victorie, indiferent că se află echipa după ultimul loc, nu ar trebui să conteze pentru noi, pentru că e un moment delicat și indiferent care e adversarul, atunci dacă nu intri cu atitudinea corectă, vom avea un meci greu. Cu atât mai mult este un adversar pe care, să spun așa, pe hârtie, este mai slab cotat decât noi, cu atât mai mult, pentru că te obligă să fii și mult mai concentrat și nu treci pentru o perioadă extraordinară. Deci trebuie să lucrăm și băieții trebuie să conștientizeze, să le transmit acest lucru, că începând de sâmbătă începe al campionat. Mănuiesc că știi foarte bine, suporterii Rapidului sunt foarte, poate cei mai frumoși din țară, noi așa considerăm, însă sunt și foarte pretențioși. Ce mesaj ai pentru ei acum? Atât eu cât și stafful meu o să dăm 100% pentru acest club și sper să fie alături, primul rând, de echipă, pentru că la urmă ei sunt esența acestui club și că la fiecare meci va fi o bătălie și vom da 200% pe teren pentru a obține victoria.